Este o problemă gravă ce se întâmplă în comuna Chiscani, nu există transport în comun. Într-adevăr, cursurile operatorului se efectuează. Astăzi am venit cu acest operator, dar am înțeles de la oameni că nu se respectă toate cursele. Problema că comuna Chiscani deține fondurile necesare ca să își achiziționeze propriul transport în comun. Nu este necunoscut faptul că comuna Afumați a demonstrat că se poate. Dânsii au reușit să-și achiziționeze propriile mijloace de transport în comun din bugetul local, nu prin finanțare europeană. Pentru că la Chiscani finanțarea europeană e ceva necunoscut. Na, îmi pare rău pentru că acum câteva luni de zile oamenii s-au plâns că nu-i ajută nimeni. Eu astăzi am încercat să-i ajut, mă așteptam să fie cetățenii care m-au rugat să-i ajut, voi continua să-i ajut pentru că vineri sunt așteptat la domnul Francisc Iulian pentru a găsi o rezolvare. Pentru că se pare că din partea comunei și a consilierilor locali care și dânși au fost solicitați, invitați să vină astăzi, n-a fost nimeni prezent, în afară de mine și de doamna deputat Emilia Meiroșu și consilierul local independent Lucian Căprariu. Dânsii sunt după Brăila. Cursele de dimineață se efectuează, dar sunt copii care pot scăpa mai devreme de la școală. Aceia ce fac? Vin pe jos, pe pădure sau la ocazie? Am avut destule cazuri de răpiri de copii. Cazul din că s-a dispărut din peisaj, oricând pot apărea cazuri asemănătoare. Nu ne jucăm cu siguranța copiilor, dar se pare că autoritățile rămân nepăsătoare. Eu mă voi ține de această problemă, indiferent rezolvare voi găsi, mai devreme sau mai târziu, pentru că transportul trebuie extins. Nu este de la Brăila, că este din comuna Chiscani, el trebuie extins și nu eliminat. De exemplu, dacă astăzi eram 50 de persoane, unde încăpeam într-un max taxi cu 20 de locuri? E matematică simplă.